Am onoarea să vă salut, sunt reporter Alisa Păun, iar astăzi vorbim despre femeile din armata română. La stânga în pre, jur! Trei pași înainte, marș! Ce înseamnă să fie femeie în armata română? Mă simt onorată și sunt mândră că port această uniformă. Cred că depinde de fiecare dintre noi. Nu contează ce ești, bărbat sau femeie. Niciodată nu am simțit nevoia nici să fim protejate și nici să facem ceva diferit față de colegii noștri băieți. Niciodată. Dar ați fost vreodată protejate pentru faptul că sunteți femei? Nu. Atât eu, la, nu știu, 1,65-50 de kg, cât și colegul meu de 2,90 kg, am cărat același echipament, același armament și n-am desfășurat activitatea exact în aceleași condiții. Întotdeauna sunt foarte mândră de chestiunea asta. La 33 de ani, Cătălina se poate mândri că a servit patria, inclusiv în zona de conflict. Acum câțiva ani a fost în misiune în teatrul din Afganistan. Cum este femeia din spatele acestei uniforme? Se poate păstra feminitatea dincolo de bocanci. Sigur că da, și cred că ține de fiecare dintre noi și de modul în care suntem construiți sau maniera în care privim viața și în care ne bucurăm de ea. De câteva luni, femeile în bocanci din armata română au îmbrăcat și noile uniforme militare. Pentru mine această uniformă înseamnă mai mult decât o simplă pânză și o simplă croială, pentru că mă identific cu această ținută. Și pe lângă faptul că o port cu multă mândrie și onoare, știu că îmi asum anumite responsabilități în momentul în care o port. Ecaterina este locotenent în unitatea de elită din Brigada 30 Gardă Mihai Viteazu. Pentru ea, uniforma militară este ceva mai specială. Eu sunt puțin diferită față de băieți pentru că am pălărie pe cap, iar băieții poartă chipiu. Și ar mai fi o diferență că băieți poartă cizme, iar noi fetele purtăm ghete. Înapoi pe terenul de instrucție am încercat și noi salutul militar, indiferent dacă sunt fete sau băieți. Am rugămintea la dumneavoastră să mă învățați cum se salută corect în armata română. Cu mare plăcere! Poziția corpului drept, da? Spatele drept, iar mâna dreaptă, în momentul în care salutați, la fel, degetele vor fi lipite, va fi îndoită energic, da? Îndoită energic și dusă în dreptul, cu vârfurile degetelor în dreptul sprâncenei. În acest moment, în armata română sunt înrolate aproximativ 5.000 de femei, ceea ce înseamnă un procent de peste 8%. Jumătate dintre ele sunt subofițeri și maestri militari.